Nu, nu trebuie ca strada să se retragă în fața televizoarelor. De ce e nevoie ca acest tratament aplicat politicienilor să continue? Pentru că am văzut și noi filme americane. Știm că personajul negativ mai deschide odată ochii, învie din morți pentru ultima dată. De ce trebuie să se iasă în continuare în stradă? Pentru că politicienii au o realitate a lor, aia în care își zic, e, astea cu strada, cu protestele, cu scandările, cu jos politica vor trece. După aia tot noi, băieții, rămânem la butoane. Și vin alegerile, încep iar cu pungi, cu găleți, cu bandați peste tot și așa mai departe. Mai vrem așa ceva? Nu mai vrem, bineînțeles. Acești băieți trebuie deconectați total de la buget. Trebuie debranșați de la contractele cu statul împărțite prietenilor. Și mai trebuie să continue strada presiunea asta pozitivă, pentru că până la urmă, nu-i așa, ce s-a rezolvat până acum? Nimic. Uite, se gândesc cum să-și facă încă un guvern ăsta de-a lor. Un guvern de adunătură națională. Pe bune, un guvern ca un fel de parizer, în care se pun zgârciuri, piei și multe chimicale. Ori nu cred că mai vrea cineva asta. Sau mă înșel?